Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care... Nu știu ce s-a întâmplat, a intrat intro-ul peste mine. De fapt, este prima oară că s-a întâmplat asta, deci nu știu ce pana mea. Apropo, de pana mea trebuie să vorbim astăzi. Aceasta este pana mea, așa arată ea. Nu este asta, glumeam. De fapt, asta este pana mea. Pana mea este aici, nu asta, asta este o pană de porumbel. Eu nu am pene. Pana mea este o creație românească a lui Cătălin și Daniel. O bicicletă care, din punctul meu de vedere, arată foarte bine și care, cred eu, că trebuie să o ridicăm ca să ne dăm seama de ce îi se spune pana mea. Are 7, ceva kilograme. Sper să nu mă înșel. 7,8 kilograme. Este ușoară ca o pană. Înainte să vorbim despre cum arată bicicleta, trebuie să vă spun și componentele pe care le are. Jantele H Plus Sun de aluminiu, totul este de aluminiu, exceptând ghidonul și furca de carbon. Totul este lucrat cu cea mai mare atenție la detalii, deci este pur și simplu de la literele îmbosate pe cadru, până la pedale, până la liniile cadrului. Acum că am dat la o parte componentele, pentru că nu e așa, nu sunt foarte importante, vorbim despre aspect. Și sincer, mă uit la bicicletă și mă uit la mine. Și arăt ca și cum sunt adunat de pe gunoaie. Așa că trebuie să mă duc să mă pregătesc corect, pentru că atunci când mergi cu bicicleta asta, am impresia că trebuie să fii îmbrăcat într-un anume fel, trebuie să arăți într-un anume fel. Prima alegere cred că ar fi cămașa asta, care m-ar face să arăt puțin așa mai serios, zic eu. Dacă m-aș lega aici puțin la nasturi, nu? Tu ce zici, nu? Nu, revin. Hai să vedem dacă, schimbându-mi încălțările, pentru că, sincer, de la Nike Air Force la Converse, parcă mă asortez mai bine. Ce ziceți? E ok? Nici așa? Deja vorbesc ca un blogger de fashion. Cred că e timpul să merg pe bicicletă. Sentimentul pe care l-am pe bicicletă este extrem de greu de descris. Se simte ca ceva pe care n-am mai mers niciodată. Chiar dacă merg pe bicicletă de atâția ani, bicicleta asta se simte într-un fel în care îmi este greu să descriu. De ce? Pentru că dacă mă apăs în pedale și accelerez, sunt instantaneu la 40 de km la oră. E ca și cum aș avea cel mai puternic motor la picioare. Totodată, bicicleta cântă. Și o să vă întrebați probabil cum cântă bicicleta asta. Datorită vântului, practic, care trece peste ghidon și ghidonul fiind aero, ăsta e momentul în care pur și simplu bicicleta cântă. Pentru că scoate un sunet foarte ciudat. E greu de descris și probabil că nu o să-l auziți, dar vă spun eu, este acolo. Mersul printre mașini este extrem de natural și nu ai niciun fel de problemă. Wow, mi-aduce aminte de vechea mea dorință și vis de a deveni mesager pe bicicletă, bike messenger, să livrez colete și să livrez plicuri pe bicicletă. Desigur, asta nu s-a întâmplat niciodată, dar visul rămâne acolo. Poate m-am injectat eu singur cu adrenalină din cauza bicicletei. Dar senzația pe care ți-o dă momentul în care filtrezi traficul și modul în care o face este super tare. Pipa asta este mult prea mare, prea lungă, scuze, iar ghidonul ăsta nu-mi place. Deși mă simt ca pe un taur negru care urmează să plece de la semafor mai repede decât oricine, totuși preferam un flat bar. La plecarea de pe loc, în sarcină, având o singură viteză, și da, știu că mulți dintre voi să spuneți, păi cum o singură viteză? Păi pur și simplu, o singură viteză îți asigură spatele multe probleme. De ce? Pentru că te lasă să faci lucruri pe care nu cred că multă lume are curajul să le facă. De ce? Simți drumul mult mai ușor.
îți dai seama de ce urmează fix în roata din spate. E adevărat că asta se amplifică și mai tare cu un fixie. Dar trebuie să fii nebun să mergi cu un fixie în București. Șoferii în general sunt foarte nervoși în momentul în care intreci în trafic și bicicleta asta nu face decât să-i enerveze și mai tare. Pentru că, să fiu sincer, dacă mă uit la mașinile din jurul meu, bicicleta arată mult mai bine decât multe mașini. Eu cred că am undeva 40-45 de km la oră cu foarte puțin efort. Hai să ne împingem și mai tare. Da. Am impresia că Bucureștiul este doar al meu cu bicicleta asta. Că pot să fac orice, pot să ajung oriunde. Un single speed bun, nu are niciun fel de problemă la urcare. Calibrarea perfectă înseamnă că poți să urci și un deal, poți să prinzi și viteză pe plat, poți să pleci și repede de pe loc. Și mai e ceva, mulțumesc mult, Bucureștiul este un oraș foarte plat. Are doar câteva dealuri, gen 2 sau 3. De urmare, un single speed nu trebuie să spună probleme. Mai ales în oraș unde nu înțeleg de ce toată lumea merge pe mountain bike. Nu înțeleg de ce nu aveți un city bike. Mă bucur enorm că am reușit să fac review-ul ăsta. Știu că a arătat ca o reclamă, dar nu este nici pe departe. Este o părere onestă, sinceră, la adresa bicicletei astea. Este absolut fenomenală și nu cred că am adjective să descriu lucrul pe care îl simți în momentul în care te uiți pe bicicleta asta. Nu știu, doar încerc să găsesc părți negative. Pentru că tramvaiul ăsta, spre exemplu, nu are nicio șansă, asta în timp ce fac efort și vorbesc cu voi. Cu peste 45 de km la oră și cu frâne pe saboți dintr-o altă dimensiune, de pe altă planetă. În continuare mă gândesc la ce aș putea să spun negativ de bicicleta asta. Are o singură viteză. De ce ai nevoie de mai multe? E prea ușoară. Asta e și mai bine. Este prea scumpă. Dacă vrei ceva de calitate, întotdeauna trebuie să plătești. Este... nu știu, e prea bine echipată sau e prea prost echipată. Nu am ce să găsesc negativ și este creația a doi români bicicleta asta. Nu sunt la fel de rapid ca el, dar credeți-mă că îmi doresc să închei review-ul ăsta pentru că deja probabil are 7-8 minute. Dar în același timp, mai vreau! Asta e bucuria la single speed. Practic te poți strecura în locuri în care nimeni nu ajunge. Și nu mai trebuie să mai schimbi viteza. Și când te superi, începi să accelerezi. Și dacă nu ai frâne, nu poți să faci asta. Vreau să închei review-ul, sau mă rog, reclama, pentru că mi-am luat cei 10.000 de euro de la pana mea, ca întotdeauna, de asta sunt și foarte bogat și îmi permit toate mașinile din lume. Revenind la chestiile serioase, videoclipul ăsta l-am făcut mai complex, în speranța că vreau să arăt și o altă față a pedalatului și vreau să arăt și o altă față a lui Iulian, acolo spate, cameramanul meu, care m-a ajutat cu acest episod. Bine, vă mulțumesc mult că vă uitați la mine, vă mulțumesc mult că vă uitați la videourile pe care le fac. Nu uitați că bicicleta asta, pana mea, o găsiți în descriere, are link acolo. Vă rog să vă uitați pentru că sunt și alte configurații, alte modele. Și nu numai că i-ați face bucuroși pe Cătălin și pe Daniel, dar ați vedea la ce nivel lucrează băieții ăștia doi. Pentru că mi se pare genial și de asta și fac videoclipul ăsta. Bine, vă mulțumesc că vă uitați la mine, sunteți și mai tari, ne auzim în episodul următor. Salutare! Pa, 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 mă duc în stradă de nebun. Bă, care-i treaba, mă? Unde vă duceți, mă? Unde? Până aici te-ai dus. Pe trotuar?
Nu, stai. Stai. Când ați dat de permis, hai că vorbesc cu dumneavoastră, că nu așa. Contează, stai, când ați dat de permis, unde era bicicleta? Pe carosabil sau pe trotuar? Pe când spuneați acolo, când depășeați... Nu. Da sau nu? Unde era? Haide, hai, mergeți. Dar vezi sau unții? Ce vezi? Nu ai nevoie, nu e obligatorie. Nu e obligatorie. Așa scrie în lege. În codul rutier. Casca nu este obligatorie, este recomandată. Iar pe trotuar nu ai voie, ești obligat să mergi pe carosabil. Dar pe ce nivel îi dai asistență? Și nu poți să ții pasul cu mine? What the fuck? Eu sunt pe... Adică sunt non-electric. Ai îmbătrânit Iulian atât de tare? Dacă l-ați vedea acum pe Iulian ce față are, e speriat tot. Și cred că nu-i place traficul. Cameramanul meu nu e mare fan trafic. Nu e.